Dragi telespectatori, bine vă regăsesc la Cartea Basarabiei. Una dintre cele mai frumoase apariții editoriale ale anului 2019 este volumul Narațiuni ale Ierosului, de Nina Korczynski. Studiul tratează un subiect mereu actual, inepuizabil, ce se pretează unor definiții deseori contradictorii și se manifestă într-o multitudine de forme și limbaje. Supraîncărcarea până la refuz, cu semnificație și devalorizarea ca termen a iubirii, rămâne în esența ei, iubirea, una dintre experiențele ce umanizează prin excelență ființa. Chiar mai mult, o poate apropia de zona divinului sau a demonicului. Proza, dar mai cu seamă narațiunile ample, asimilează, modelează sau nuanțează manifestările ierosului, privite prin prisma unor percepții psihologice, metafizice, culturale sau sociale. Narațiuni ale Ierosului este o lectură inspirată, o lectură care nu își refuză voluptatea, cum spune prefațătorul volumului Bogdan Crețu, a unor romane exponențiale din literatura română, ce ilustrează cu lux de amănunte natura și variațiile Ierosului. Autoarea sintetizează o istorie a conceptului erotic, a viziunilor despre iubire care se schimbă de la o epocă la alta, de la erotologia mitică până la percepțiile erotice din literatura zilelor noastre. Este urmărită, de asemenea, evoluția limbajului erotic în proza basarabeană, pornind de la formula folclorică, lirică, a Ierosului la Ion Druță, în proza căruia dragostea stă sub semnul candorii. Energiile iubirii se declanșează prin sugestii delicate și gesturi timide. Dacă ne amintim de scenele de tandrețe dintre Rusanda și Gheorghe, din Frunze de Dor, de exemplu. Iar imaginea idilică a cuplului se metamorfozează în cultul familiei patriarhale. Analiza continuă cu proza lui Aureliu Busuioc, romanul Singur în fața dragostei, care ilustrează un Ieros reținut, supus rațiunii, contemplării, introspecției, un Ieros experimentat mai mult intelectual. Eseul consemnează de asemenea modul în care postmodernitatea schimbă perspectivele asupra erotismului, având ca material de exemplificare proza lui Constantin Cheianu sau Dumitru Crudu, în care limbajul iubirii devine un instrument de parodiere a limbajului politic, a ideologiilor, a retoricii de partid. Iubirea e privită ca dezlănțuirea anarhică a energiilor sexuale, o replică tabuizării și reprimării erotismului în perioada sovietică. Limbajul erotic este descătușat, dezinhibat, se exprimă fulminant sau chiar violent. E o răbufnire a frustrărilor, o spargere a limitelor, o formă de eliberare. Erotismul își demonstrează fațeta fizică, corporală, sexualitatea fiind asociată sociopoliticului, dezordinii, crizelor, turbulențelor ideologice. Eseul Ninei Korczynski conferă Ierosului o imagine arborescentă. Autoarea fixează la început o tipologie simplă a raportărilor erotice, reflectate în literatură, tipologie pe care o dezvoltă ulterior într-o varietate de forme și deviații pe care romanele cercetate le exemplifică pregnant. Din iubirea pasiune, iubirea seducție, iubirea romantică și iubirea simbiotic corporală derivă alte forme, precum iubirea platonică idealizată la Garabet Ibraileanu, romanul Adela, iubirea sacrală, mistică la Mircea Eliade în Mei 3, iubirea eroare, cea sacrificată pe altarul vanității în romanele lui Camil Petrescu, iubirea ca joc imaginar, senzorial în proza lui Paul Goma. O formă deosebită a iubirii este lectura erotică, care șterge granița sensibilă dintre erotism și literatură, alimentând relația dintre autor și text sau cea dintre autor și cititor. Contactul lor prin intermediul textului, fenomen surprins în proza lui Emilian Gălai cu Păun. Lectura, în abordarea inedită a Ninei Korczynski, se pretează asocierii cu actele erotice.
Lectura de plăcere, menționează autoarea, e un proces de autoidentificare, de mai bună înțelegere a propriului corp printr-o alteritate fictivă. În lectură, propriul corp trece într-un corp al dorinței. Visează, își asumă experiențele personajelor, resimte stările copleșitoare ale identificării cu o lume posibilă. Acest tip de lectură este deopotrivă gânditoare și frivolă, implicând imaginația, semănând cu jocul de a ce-ar fi dacă. În acest caz, conexiunea cititorului cu textul comportă un grad mărit de intimitate al primului cu sine și cu lumile posibile ale cărții. E un proces prin care cititorul se contopește cu intimitatea autorială, cu trupul autorului, care în termenii lui Gheorghe Crăciun include elementele fiziologice ale corpului, mintea și sufletul, în interioritatea lor viscerală din care provine limbajul. Erotismul receptării nu se limitează așadar la raportarea intimă de tip estetic ideal între autor și citor, e și un contact material al corpurilor. Lectura erotică are un efect dublu, de înălțare a spiritului și de răfășire a profunzimilor fizice. Cum este de așteptat, autoarea nu face abstracție de formele deviate ale pasiunii erotice, de fațetele ei negative, care îi conferă acestui sentiment funcții destructive. Iubirea blestemată se ramifică în iubire interzisă, iubire dependență, iar acestea în alte forme de perversiune și extreme ale patimilor asociate iubirii, până la satanism, necrofilie și erotism tanatic. Sub acest aspect, se analizează situații ilustrate din lucrările lui Gheorghe Crăciun, Nicolae Breban, Dan Coman, Alexandru Robot. Prin prisma erotismului, se stabilește o tipologie a personajului literar. Sunt teoretizate și exemplificate tipuri de personaje masculine, ca Don Juanul, contemplativul, seducătorul, narcisistul, dar și tipuri feminine, precum femeia fatală, femeia vampă, dona angelicata, tipare ce permit înțelegerea complexității interioare a omului prin comportamentul său erotic. Viziunile despre Eros sunt trecute prin grila altor concepte. Iubirea e cercetată ca pasiune, ca fuziune sau distanțare, ca raport corporal, sub aspect rațional, moral, etic, spiritual, mistic, religios, din perspectivă ludică, parodică, ideologică, ca joc imaginar, conceptualizate într-un material bine fundamentat și complex. Demnă de toată aprecierea este eleganța limbajului eseistic. Un limbaj foarte fin, briant, jucăuș, plin de nuanțe semnificante, care nu se adresează doar intelectului, dar și în egală măsură simțurilor. Textul absoarbe termeni care transcend livrescul, se încarcă cu alte sensuri, intră în zona artisticului. Pentru că limbajul este adezivul care leagă în iubire faptele realității cu oferta imaginarului, am considerat relevant să urmăresc cum retoricile erosului evoluează în romanul românesc odată cu noile forme de sensibilitate umană și literară. E bine știut că trecerea de la imaginarul erotic al transcendenței la un imaginar erotic al imanenței s-a soldat cu o scădere de nivel ontologic a iubirii, pe de o parte, și descoperirea centrelor hedoniști și a varietăților de expresie, pe de altă parte. Revelațiile în materie de limbaj sunt cea mai importantă achiziție postmodernă a erotismului literar. Expresivitatea limbajului eseistic, racordat raportului eros-literatură, pare a fi și o chestiune de principiu. Nu numai titlurile, ci și textul ca suită de forme provoacă curiozitatea cititorului, îl captează, îl seduce prin asocieri semantice de o deosebită delicatețe. Pentru cititorul care gustă literatura, e de dreptul irezistibil un text care se intitulează Erosul Auroral sau Iubirea Iconică, un text care îl inițiază în geometriile pasiunii sau vorbește despre stimulenții narrative ai plăcerii. Subiectul,
cu toate reverberațiile lui culturale, este tratat cu fervoare într-un conținut hermeneutic surprinzător, limbajul căruia devine însuși indiciu al curajului, entuziasmului și al sensibilității autoarei față de literatura plăcerii, ca și față de plăcerea lecturii. Narațiunea Leierosului e o carte elaborată competent și cu multă pasiune, o carte cu un conținut consistent, în care se acordă atenția cuvenită expresiei, mizând pe o lectură utilă și incitantă, care produce o neașteptată satisfacție sufletească. Cercetând în partea de început a cărții viziunea asupra erotismului, autoarea descoperă niște fapte uimitoare. Citez: Bataille e un mistic afiliat și suprarealismului. Filozofia sa despre Eros vizează omul ca subiect mistic. Erotismul, consideră Bataille, nu poate fi obiectul unei științe, pentru că se situează în afara raționamentului științific, aflându-se sub semnul sacrului, nu în sensul credinței în Dumnezeu, ci într-un sens mistic și al nemuririi. Există, scrie filozoful de origine franceză, trei feluri de erotism: al trupului, al sufletelor și erotismul sacru. Toate având în comun schema transgresării interdictului și relația specială cu sacrul și misticul. Erotismul devine sacru prin forța de tranzitare a eului dincolo, în moarte, și acest aspect definitoriu pentru trăirea erotică este esențialmente religios. Teoria lui Bataille despre iubire gravitează în jurul nemuririi. Erotismul ne pune viața, discontinuă, precizează filozoful, sub semnul întrebării, al unei întrebări care sfâșie ființa. Atât erotismul, cât și moartea, prin excesul pe care îl reprezintă ambele, violează discontinuitatea existențială și deschid o poartă de revelare a continuității ființei. Erosul tranzitează câmpul suferinței, manifestându-se ca o penetrare abuzivă, prin exces, în intimitatea celuilalt. O intimitate totală, nu doar fizică, și o destrămare a formelor constituite, producând o perturbare gravă a izolării individuale, cu efect de moarte simbolică. Erosul, ca și moartea, duce la o continuitate așezată în mister, în incognoscibil. În logica acestei idei, în cel iubit îți simți continuitatea și preferi să mori în sensul dispariției fizice decât să-l pierzi pe el, care te smulge din izolarea individuală și îți relevă temeiul și simplitatea ființei. Iubirea este, așadar, pentru Bataille, excesul suprem, ca o expresie a violenței, care aduce ființa în imediata vecinătate a morții. Violența iubirii introduce în căutarea sufletelor același element de dezordine, aceeași sete de sfârșeală și același gust remanent de moarte pe care le găsim în căutarea trupurilor. În esență, iubirea înalță pofta unei ființe de alta la acel grad de tensiune unde eventuala privare de posesie celuilalt sau pierderea iubirii sale e resimțită la fel de dur ca o amenințare cu moartea. Astfel, ea are ca temei dorința de a trăi în angoasă, în prezența unui obiect de valoare atât de mare încât celui ce se teme să nu îl piardă, îi se strânge inima. Febra senzuală nu e dorința de a muri. La fel, iubirea nu e dorința de pierzanie, ci de a trăi cu teama pierderii sale posibile, menținându-l pe îndrăgostit pe marginea prăbușirii. Numai cu acest preț vom putea resimți, dinaintea ființei iubite, violența extazului. Așezarea erosului în mistic și sacru nobilează fiziologia repugnantă estetic, resacralizează profanul, învăluie imaginea în mister, curbează sensul, închide transparența. Din obscuritatea misterului, sensul iese în mod tremurat, ambigu, nesfârșit, în enigma care îl învăluie. Vă invit la o lectură savuroasă. Vă mulțumesc! Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.